Sărmine, bună ziua! Hi, everybody! Sunt onorat să particip la această vizită de studii. E bucuria de partea mea și datorită faptului că eu, fiind un artist amator și digital amator, iată, am reușit printr-un proiect care s-a concretizat recent să atrag atenția mai multor factori de cultură din zonă și nu numai. Se poate face un share screen, da? Da. Ok. Se vede? Da. Ok. Aș face o mică corecție față de anunțul respectiv și vă cer permisiunea să prezint în limba română. Prezentarea PowerPoint este în limba engleză, deci și invitații noastre de peste hotare vor avea acces la informațiile pe care le prezint. Deci corecția pe care aș face-o ar fi Artist Jump in Paintings. Cam aceasta cred eu că ar fi o traducere cât mai aproape de realitate a proiectului pe care l-am derulat. Am plecat de la faptul că am traversat o perioadă foarte grea, perioada pandemiei, perioada în care am fost supuși la foarte, foarte multe privațiuni. În aceste condiții, instituțiile de cultură au traversat o perioadă dificilă, fiind practic în imposibilitatea de a susține spectacole sau de a deschide sălile de artă. Și atunci m-am gândit, m-am orientat asupra două instituții de cultură importante la nivel local, național și chiar regional. Este vorba de Muzeul de Artă din Craiova și Opera Română din Craiova. După cum știți, Muzeul de Artă este găzduit de somptuosul Palat Jean Mihail, care a fost construit între anii 1898 și 1907, la cererea lui Constantin Mihail, la vremea respectivă al doilea om ca bogăție din lume, din România. În 1954, ca rezultat al unei decizii la nivel administrativ, s-a hotărât să ca această clădire, acest palat, să devină un muzeu de artă, astfel încât au fost aduse aici o foarte mare parte din bunurile colecției Aman și multe alte lucrări de pictură, grafică, artă ai artiștilor români sau străini. Patrimoniul care s-a îmbogățit în permanență. Cea de-a doua instituție de cultură la care m-am gândit să apelez în realizarea acestui proiect este Opera Română din Craiova. Spectacolele de operă și operetă sunt vechi în zonă, dar practic începând cu 1850 se poate vorbi, odată cu înființarea teatrului, de o activitate instituționalizată. Și mă gândesc la faptul că a fost înființat Dramatic Society, Societatea Dramatică, care încă din sezonul 1889-1890 a facilitat apariția unei trupe de operetă. Practic, fondarea unui teatru de operă și operetă în Craiova se petrece împreună cu, începând cu 1 ianuarie 1972, mai întâi ca o secție a Filarmonicii Oltenia, ulterior, începând cu 1 iunie 1979,
apare Teatrul Liric ca unitate independentă care și-a schimbat succesiv numele în Teatrul de Operă și Operetă, Teatrul Liric Elena Teodorini, pentru ca în 2013, 28 noiembrie, să fie redenumită Opera Română din Craiova. Artiștii de pus în ramă, în românește, Artist Jumping Paintings, este un proiect inspirat din surse internaționale, mai precis ceea ce au făcut Getty Museum în perioada de lockdown, când a încurajat publicul larg să recreeze replici la opere de artă, la opere de artă celebre, și rezultatele au fost spectaculoase, pentru că practic s-a creat un sistem de defulare a frustrărilor. Un scurt reportaj care vorbește despre substanța de inspirație. What started as a light past the time challenge from one of the world's great art museums, recreate a favorite work of art using whatever you've got in lockdown, is now a shelter-in-place phenomenon, the Getty Museum Challenge. It really has a life of its own. This is really something that belongs to the internet, not to us. The Getty's Annalisa Steffen counts more than 100,000 submissions so far. In El Greco from the Renaissance, COVID style, Frida Kahlo's parrots, cleaning products instead, the girl with the pearl earring, try the pug with the pearl earring. What is this challenge providing for people? A simple escape. It really sort of glamorizes our humdrum existence. These are masterpieces in a make the most of what you've got way, or make the most of who you've got. To pull off Botticelli's Venus, the Barnes family of Lake Oswego, Oregon, used a tablecloth and inner tube, and two of their kids. I think it makes you feel like you're having a collective experience, even though you're all alone. Which is the entire point of the exercise. I think it's just this missing sense of community that this has really tapped into. A whimsical museum quality display of our need to create and to connect. Jim Axelrod, CBS News. I like the ones with... A fost o abordare ironică la recrearea unor opere de artă. A mai fost o încercare în 2020 a Muzeului Național de Artă și a Teatrului Notara, care s-a soldat cu 16 lucrări în proiectul respectiv. De această dată, prin participarea masivă a grupului de artiști de la Opera Română din Craiova, e vorba de 37 de artiști și un număr de 12 persoane care au contribuit la sprijinirea proiectului. E vorba de perucher, make-up artist, cabiniere, luminiști și așa mai departe. S-a reușit să se pună în practică acest proiect. Ce își dorește, de fapt, acest proiect? Își dorește să sensibilizeze publicul larg, să meargă către cele două instituții de cultură, și anume să viziteze Muzeul de Artă, să poposească asupra lucrărilor care se află acolo, să mediteze și, în același timp, să intre în teatrul în Opera Română și să asculte, să asiste la spectacole de rafinament intelectual. Evident, prima reacție naturală a oricărui cetățean este de a face o comparație între cele două realizări, între opera originală și opera recreată, ipostaza recreată a operei. Acest lucru nu trebuie să
conducă la o judecată de critică de artă, ci de fapt este un îndemn către a păși către operă și către muzeu. Așa cum spuneam mai devreme, vă invit să intrați într-un univers artistic care combină opere faimoase de pictură din patrimoniul Muzeului de Artă din Craiova și recrearea de către artiștii operei din Craiova a acelor ipostaze. Acestea au fost cele 36 de postere care au fost expuse în foaierul Teatrului Național din Craiova timp de o săptămână, vernisajul fiind pe data de 28 noiembrie anul acesta. Aș dori să adresez calde mulțumiri celor doi manageri fără de care acest proiect nu ar fi fost posibil. E vorba de domnul Iniaște Fârță de la Muzeul de Artă și domnul Antoniu Zafir de la Opera Română Craiova. Și în ultimă instanță vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim și noi, domnul Mirescu.